Și m-am uitat la... Cum se cheamă la... Cum cheamă pe la... Zed Sly. Așa, bravo. La Zed Sly vreau să mă... S-a întors Lambo. S-a întors. Ce, cu te-ai dat cu marșalierul? Vă salut înapoi aici pe canalul meu de YouTube. Astăzi aș dori să vorbesc puțin de... Băi, deci omul ăsta, eu n-am înțeles de unde are ația bani. Literalmente n-am înțeles de unde are ația bani acest om. Aud numai de-astea... Dom'le, acest om a fost crescut la Viena și are afaceri. Nu înțeleg de unde are afaceri și ce afaceri are. Mă rog, la urma urmei este treaba lui. Vreau doar să zic că mi se pare absolut jegoasă ideea asta că el... Adică, like, his only claim to fame, din câte pare, este că gen are Lambo. I have Lambo, fabrică de jante auto... Are firmă de jante auto. N-avea și ceva Vivacy Leather? Sau mănânc căcat cu chestia asta? Nu e prieten cu Dorian Popa? Că îi face volanul? Nu e al lui Vivacy? Ok, atunci, mă scuzați. Are business mare. Vinde jante. Despre Lambo, despre campania cu Lambo și despre ce vedeți aici în spatele meu, pentru că motivul de ce am acest tablou, această pictură pe perete este că... Tabloul Lambo! Pictura Lambo de Michelangelo. E din Neamț, are casă la Piatra și ai lui au avut fabrică de panificație. Ah, ok, tare. Self-made man, am dreptate? He's self-made, you guys. Am extras Lambo, am găsit noul proprietar și iubita mea s-a gândit în cadrul acestei extrageri și că Lambo se va duce, pentru că am avut atâtea de multe amintiri cu mașina, ea s-a gândit să facă o surpriză și să picteze mașina în cel mai frumos setup al ei, în negru satinat sau cel puțin în setup-ul meu preferat, în negru satinat, și să îl pună într-un tablou pe care o să-l am forever, dacă mașina s-a dus și nu o mai am, să o am măcar în tablou. Și aș vrea să vă povestesc cum s-a întâmplat această surpriză. Deci cum a organizat ea să ajungă din Polonia, pentru că a fost pictat de mână de doi artiști din Polonia care asta fac, desenează mașini și mi-au spus că sunt și erau, au fost foarte mari fani de-ai mei de mulți ani și a fost pentru ei cumva o onoare și o plăcere să contribuie la această surpriză minunată din partea Alinei. N-am știut absolut nimic. Auzi, dar cum au făcut ei? Că stai că nu știu exact. Deci ei au făcut un soi de concurs, nu? Cu investitorii, băieții ăia, la, nu mai știu exact care era faza. Au făcut un soi de concurs de ăsta în care au pus câștigătorul să aleagă între, nu știu ce, bani cash, 100.000 de euro sau cât era, și acest Lamborghini. Eu sunt curios, adică cum au dat Lamborghini-ul? Așa, pur și simplu? Da, au făcut o tombolă gen. Dar eu nu sunt foarte sigur că e legal să faci tombolă de genul ăsta, you know, fără să anunți autoritățile în vreun fel. Cumpărai ceva tricou și intrai în giveaway. Doamne iartă-mă, dude. Doamne ferească sfântul. E giveaway Lambo. Nu știu, pot doar să sper că au organizat acest concurs în condiții propice. Durat aproximativ o lună jumate, deci cam 6 săptămâni, surpriza să pregătească, pentru că a fost nevoie de o poză în rezoluție mare, ca pictorul să vadă toate detaliile, și Alina a organizat o poză făcută de un fotograf foarte, foarte bun când am fost noi prima oară în Dolomiți, în Italia, cu mașina în acel setup, și a organizat poza de la fotograf, cu toate că eu nu i-am spus niciodată cine a făcut-o. Ea s-a gândit să caute poza la mine pe profil, să găsească fotograful care a făcut-o, să îl roage să-i trimită poza, mai departe să o trimită la băiatul care a pictat desenul și să pregătească surpriza. Pentru mine a fost un cumva un moment foarte emoționant, pentru că s-a întâmplat exact o zi după ce am extras mașina și am știut că s-a terminat campania, mașina va pleca, și a fost o surpriză, pentru că chiar nu m-am așteptat la nimic din partea ei. Eu am fost la Ploiești să-i fac revizia la ei. Ce are în nas? Are ceva în nas? Sau așa e în nara lui? Ok, nu știu, scuze, intrusive thoughts. M3, ea a zis că a ajuns ceva pentru mine și trebuie să vin neapărat cât mai repede acasă. Am recuperat mașina de la service, am plecat spre casă și am ajuns, și în momentul respectiv când am intrat în casă, m-a aștepta un mare pachet negru, practic un fel de ramă din lemn, care nu spunea neapărat ce este înăuntru, și avea și o rangă prinsă cu șoricei pe ambalaj. Nu a
n-am avut nicio idee despre ce este vorba. Am intrat pe ușă, am văzut acel ambalaj imens. Era, pe lângă faptul că era din lemn, era împachetat cu folie neagră și nu punea neapărat ce este înăuntru, dar te invita să-l desfaci. Alina a spus să-l desfac, am intrat pe ușă, am desfăcut, am început să dau folia jos. După aia am văzut acel pachet mare cu un logo foarte frumos pe el. Bineînțeles, eu nu știam despre ce este vorba, nu cunoșteam nici logo și am zis că bine, hai să-l desfac. A zis, ai aici, erau trei. Ok, doamne, this is so boring. Am înțeles, i-a luat și-a luat tablou. Ok, ok, that's boring as fuck. Frumos gest. Z, Sly, stai așa. După câți ani ți-ai luat lambă? M-am uitat la ăsta. Stai așa. Bun, ca să ajung la succes, eu trebuie să mă schimb. Uite-i pe ăștia, Doamne, iartă-mă, coaie. Uitați, vă rog eu, milionarii care n-au ceva mai bun de făcut decât să stea să facă podcasturi în care să povestească cât de milionari sunt ei. Dracu și cu lacu. Sunt literalmente dracu și cu lacu. Și atunci mă aștept să zic, bă. Cei doi hoști au chiulii de la tic și azi. Ăla-i de căcaș, și tu nu mai trebuie să faci nimic. Wow. Și mă, mai ușor să dai vina pe celălalt și să zici, bă, da, ești de 2 lei, ești asta, pentru că tu... Da. Da, e ușor. E ușor să dai vina pe altcineva decât pe tine. Și exact, cum ai spus tu, ai zis ceva foarte important și fundamental când este... Da, întotdeauna trebuie să dai vina pe tine, așa e. Prima dată întotdeauna trebuie să dai vina pe tine însuți, pentru că la urma urmei tu ești măsura tuturor lucrurilor. Nu contează nimic, n-ai văzut Naruto? Păi poți să devii Hokage dacă îți pui în minte, trebuie doar să îți pui în minte. E vorba de succes, schimbarea, pentru că noi primim în principiu ce suntem și atragem. Da. Exact ce suntem. Noi nu trebuie să alergăm după succes, pentru că noi îl atragem oricum. Și de-aia lumea care nu are succes nu are, pentru că asta atrag. Asta sunt ei. Asta este valoarea lor pentru societate și doar atâta merită. Pentru că dacă vrei mai mult, trebuie, bineînțeles, să te schimbi, să faci mai mult și să oferi serviciul tău sau valoarea ta pe piață. Deci oamenii fără adăpost, stați liniștiți, guys. Ei atâta merită. N-au vrut să se schimbe. N-au vrut ei să se schimbe. Cei oameni care au crescut în familii defavorizate, care nu au avut acces la educație ca lumea, care nu au avut acces la joburi, literalmente sunt oameni în această țară care se nasc în sărăcie, nu primesc niciun fel de educație și după aia, pentru că n-au educație respectivă, după aia nu mai primesc joburi. Deci nu îi angajează nici... Deci, practic, n-au vrut să se schimbe. Deci, dacă nu se... Ei merită să fie acolo, că n-au vrut să se schimbe, guys. N-au vrut să se schimbe. Da, nici nu manifestă schimbarea. Nici ei nu manifestă schimbarea, frățiorul meu. Nu e chiar așa. Dumnezeu îți dă, dar nu-ți bagă în traistă. Știi cum e. Așa zic și eu. Nu atragi ceea ce vrei, atragi ceea ce ești. Și atunci, cu cât devii mai bun și oferi mai multe valoare, inevitabil valoarea îți să vine înapoi, să replică. Da, atât de simplu. Da. Și asta și în business, și în relații, și în familie, și în orice. În orice. Da. Bine, mai sunt și cazuri de oameni că când atragi, mai sunt și cazuri de oameni care nu sunt ceea ce par și la Domnului și noi am avut în business nostru așa. Sunt curios dacă tu ai avut anumite persoane de genul care te-au dezamăgit de-a lungul timpului. De genul ace. Nu mai. De-aia noi am avut o discuție înainte de podcast și am menționat că, din punctul meu de vedere, dacă vrei să ai un prieten, cumpăreți câine. Da. Și am avut foarte multe... Bună învățătură. Foarte. Bă, deci aici am... Păi vă dați seama că la astea se uită copii, gen? Vă dați seama că sunt copii care se uită la astea? Știi că cu toți am avut o etapă în copilăriile noastre de nihilism, de... Cum să-i zic eu? Știți la ce mă refer? Perioada aia de... Să-mi bap lumea asta și în oameni. Nu suport oamenii. This is like fuel for those kids. This is literally fuel for those kids. De ce ai nevoie de prieteni când poți să ai Lambo? Te dezamăgiri, poate sunt și eu de vină, bineînțeles nimeni nu este fără vină. Sunt convins, dar... Asta cu câinele gets a pass? Nu, asta cu câinele does not get a pass. Să încetați în p***a cu gândirea asta. Mi se pare absolut oribil că am ajuns într-un punct în care genul ăsta de discurs e normalizat. De ce să fiu prieten cu oameni când poți să am un câine? Eu nu zic că n-ar trebui să iubim câinii, pentru că sunt suflete. Cu siguranță ar trebui să iubim câinii, dar n-ar trebui să renunțăm la la oameni așa de ușor. Scuze, n-ar trebui să renunțăm la oameni așa de ușor și eu cred sincer, într-o anumită măsură, că cu cât mai tare te depărtezi de alți oameni, the more unhappy you are. Because happiness is very tightly related to community. Mașinile lui Z, guys, mă uit mai încolo. Dar nu, eu sunt un om cu principii și
foarte corect. Iubita mea știe cel mai bine. Mi-a fost foarte greu să și rezist, practic, societății române, pentru că am trăit 30 de ani în Austria și când m-am întors înapoi am fost prada number one pentru țepele românești, pentru că nu eram obișnuit, nu știam. Când eu mă întâlnesc cu o persoană, le iau cu tabula rasa, blank, de la zero. Pentru mine nu e nici rău, nici bun, sunt nici suspicios, doar le iau ca... Cum se prezintă persoana respectivă. Exact. Și știți și voi cum este în România și... Da. De ce ți-ai avut parte în România? De toate țepele posibile. Care le ține măcar două, ca să nu zic 4-5. Trădat de prieteni pe care i-am ajutat și am fost alături de ei când a fost bine, când a fost rău și lucrat cu companii care doar s-au folosit de imaginea mea ca să se ridice și ei pe partea de online, până la înșelat de persoanele cel mai aproape. A fost și la Măruță. Bă, cum e asta o personalitate coaie? Neironic, e ca la sindromul Sorin Constantinescu. Nu contează în țara asta. Asta e și vezi, asta e trauma sărăciei, ca să zic așa. Nu contează în țara asta ce faci, ce... Nu contează. Contează doar să ai bani. Cum i-ai făcut, cum s-a... Irrelevant. Dacă îi ai, ești șmecher. Ești șmecher. Dacă... Bă, ăsta are bani, a făcut el ceva bine. A făcut el ceva bine dacă are bani. Literalmente, toată identitatea acestui om este că are Lambo. Have Lambo. This is my personality. I have Lambo. Dosar penal, da, am văzut asta, dar e un căcat. Nu e... It's not that big a deal. Silviu Zaharia, mă rog, are și Mercedes și Lambo. Ok, are. Eu vreau să mai văd podcastul, vreau să văd ce mai zic un podcast. Da, apropiate, da. Oricum, asta e cea mai mare durere, când cineva din interior, că știi că e vorba chestia aia, că cineva din exterior nu prea poate să-ți facă rău cumva, că-l vezi, îl anticipezi, ok, te doare, dar nu e atât de rău ca cineva în care ai încredere și i-ai dat loialitatea ta și după aia observi că îți bagă cuțitul pe la spate. Ăla e cel mai dureros. Absolut. Asta doare cel mai mult. Cel mai tare doare asta. Da. Da. Rezonez ceea ce zici. Absolut. Dar asta este, eu cred că este ceva global, nu este neapărat ceva românesc, numai că aici procentul este foarte mare. Fiecare trage cumva numai pentru el, frustrările sunt foarte mari despre care am vorbit mai devreme și... Da, pentru că, na, la țară, baza țării este cumva o bază săracă. Recent din comunism, multe traume, multă sărăcie, știm bine cu toții și de asta cumva se reflectă, eu zic că și acum și de-abia de la generația asta încolo ușor, ușor o să scăpăm. De aia să ne însușim mindset-ul ăsta, că eu sunt responsabil, nu societatea, nu prietenii, era nu familia. Era și adevărul că pe vremea comunismului asta era norma, cumva statul, dacă era să fim toți egale și dădeam vina toți pe stat. Adică nu prea era cineva care să se ridice foarte agresiv. Asta e motivul de ce lumea nu vrea să prea responsabilitate și crede că mereu altcineva e de vină, că statul e de vină, că conjunctura e de vină, că vecinul e de vină, că bunica e de vină, numai eu nu. Eu nu cred. Bine, realitatea este că... Dar de ce? A, e estrogenul din pui. Nu e vina statului. Că n-am cum să ajung la școală. Literalmente n-am cum să ajung la școală. Ori stau în trafic, ori nu prind loc în metrou, că nu există până acolo. Eu sunt de vină. Eu, copilul. Care nu vrea să ajungă la școală. Noi suntem de vină cei care au mai rămas în țară, da. Da, doar tu ești de vină. Eu știu asta, dar de oamenii azi. Ca și mindset cum l-au format, pentru că au trăit foarte mult în comunism, eu cred că de asta. Adică ei tot timpul, sau cel puțin au auzit la mine în familie. Eu zic ce am văzut eu. Cel mai mare numitorul comun, cel mai dezvăzut a fost faptul că bogații au contracte cu statul, bogații sau au ceva de genul cu ochi. Omul meu, Nicu, 4-5-4-3, într-o zi era cu un Porsche pe Bipera și omul s-a găsit să oprească în fața mea, eu cu autobuzul. Omul conduce autobuz în giratoriu și când l-am claxonat să-și miște căruța, omul începuse să comenteze la mine. I-am zis că dacă nu-și mișcă căruța, trec peste el cu autobuzul. Respect. Banii sunt ochiul dracului și nu e bine să vrei mult, că te schimbă ca așa, dar cel mai mult ăla a făcut contracte cu statul. Asta e. Literalmente nu zice nimeni că banul este ochiul dracului și nu e bine să vrei mult. Literalmente nimeni nu zice așa ceva. Sau că bogații fură. Da, astea sunt cele mai des întâlnite în România. Ce am auzit eu? Asta este aceeași frustrare despre care am vorbit mai devreme. Nu e nimic altceva. Că da, e adevărat, sigur, în România se fură, dar credem că se fură și în Austria, poate mai mult, se fură și în alte țări. Asta e doar scuza. Ca să nu fac nimic. Ca să nu faci nimic. Da, exact. Nu neapărat ca să nu faci nimic. Scuza pentru că nu poți să faci nimic sau nu vrei să faci nimic, pentru că nu vrei să te schimbi, pentru că nu poți să te schimbi, pentru că este greu. Este greu să te schimbi, este greu să începi de la tine. Este foarte ușor să dau vina pe tine sau pe tine sau pe guvern sau pe politicieni că noi nu putem să nu avem nimic. Este foarte greu. Zed, dar tu tot timpul ai avut mindset-ul ăsta sau ți l-ai format în timp? Zed, dar tu tot timpul ai avut mindset-ul ăsta. Băi, Zed, dar la tine... Doamne, oribil. Te pup, fire out, fiți, bună ziua. Ăștia au bani și încearcă să-și găsească scuze pentru că au făcut scheme și au dat țepe. Da, literalmente. Literalmente. Încearcă să ne convingă că ei sunt bogați pentru că au mindset și sunt niște oameni șmecheri. Nu pentru că...
i-au ajutat părinții? Timp. Nu, tot timpul am fost așa. Așa ai fost crescut de părinți? Da. Părinții mei au avut o foarte mare influență asupra mea, mm-hmm, pentru da. Că, de exemplu, eu am fost... Ok, și aia care n-au avut părinții tăi, aia e vina lor, e vina lor. Sau, mă rog, ar trebui să se influențeze singuri. N-am fost cel mai bun copil, sub nicio formă, am făcut și eu prostiile mele, dar mereu când am luat o decizie importantă, m-am gândit, băi, oare ei ar fi de acord? Oare ei ce ar zice? Oare ei cum ar decide, știi? Mm-hmm. Pentru că sunt foarte mândru de părinții mei, am niște părinți extraordinari, m-au mm-hmm. iubit, te iubesc, este o familie extraordinară în care am crescut și educația pe care am primit-o. Părinții mei au fost mereu foarte corecți. Au zis, mama, eu nu pot, cum să înșeli, cum să fur, mai bine tai o mână. Deci așa am fost crescut. Da. Și... Dar tu ai fost crescut în România? Nu. Hai să ne întorci un pic. Chiar sunt curios, care e povestea? Eu am plecat la 7 ani în Austria. M-am plecat la 7 ani, am zis, băi, condițiile socioeconomice din această țară nu mă ajută să cresc. Așa că am plecat la muncă în Austria, cu o bocceluță de aia pe băț, așa, pe umăr. Înainte să încep școala, părinții mei au plecat în vizită la o mătușă de-a mamei mele, pentru că ea stătea uh-huh. în Viena și a invitat acolo. Uh-huh. Nu a avut de gând să rămână, numai că în Austria pe timpul ăla era fix scurt înainte de Revoluție sau scurt după, nici nu mai știu. În orice caz, în 89-90. Uh-huh. Străinii când intrau în Austria trebuia să dea pașapoartele la consulat sau undeva la o ambasadă și la fel ca toți au dat și ei acolo documentele și n-au mai putut să mai iasă din țară. Au umblat după... deci părinții lui, am înțeles, părinții lui pe vremea lui Ceașcă puteau să meargă în Austria. Interesant. E interesant, frate. Ce chestie. Foarte tare. De fapt, oricine putea să facă asta pe vremea aia. Documente. Cam jumătate de an. Eu cu fratele meu, am un frate mai mare de 43 de ani, eu 44. Am rămas în România. 44? Cum are asta 44 cu aia? Dacă avea 7 ani la Revoluție, ar trebui să aibă... Aoleu, Doamne, ce bătrân sunt, băgămeș, pula. România, okay. Născut în Brașov, acolo am și stat acei 7 ani și n-au putut să se întoarcă. Și pentru că n-au putut să se întoarcă, cred că asta a fost soarta. Au rămas acolo. Noi, eu și fratele meu, am mers și noi acolo după 6 luni sau 7 luni și practic eu nu știam nicio babă germană, nu știam nimic, la fel ca ei. Noi am mers într-o țară unde nu am fost pregătiți să ajungem. Și germană și a dracului de grea. Gen, cel puțin așa pare când o auzi. Bine, când o înveți la 7 ani, dacă o înveți la 7 ani, nici nu mai aduc aminte. Știu numai că dintr-o dată vorbeam germană și mama s-a trezit dintr-o dată că vorbește germană. Bine că am primit și am avut foarte mare... Asta e la român, iar bă, ăsta are Lamborghini și vorbește germană, frate. Deci știe el ceva. O fi ceva de capul lui, dacă vorbește germană. Noroc. Mama, este așa de multe povestiri, nu știu unde să încep. Deci, practic, noi am plecat în Austria și părinții mei nu aveau. Ei au fost sunt amândoi ingineri. Tata are 3 facultăți acum deja, că a făcut încă 2 la 50 de ani. Și... Damn, ce șmecher e tasul. Multe înainte, nu știu să zic. Și mama la fel, tot amândoi au studiat și nu aveau cum, bineînțeles, să proceseze în domeniul lor în Austria, nici măcar nu știau limba. Tata tăia lemne, mai primea câte 100 de șilingi. Se chema atunci, sunt cam 7 euro pe zi pentru serviciile care le oferea el și în timp, cu ani, au învățat limba și au început să lucreze în domeniul lor. Inginer de, era, construia motoare de mașini, a lucrat la Steagul Roșu în Brașov pe vremea atunci și odată cu... Deci s-a întors în țară? Nu înțeleg, nu mai înțeleg povestea. Un job nou pe care îl găsea tata, ne mutam și noi. Deci noi am stat la țară, pe undeva prin Austria, la vreo 300 de kilometri de Viena și ne mutam din oraș sau sat în sat, în funcție de joburile părinților. Și așa am învățat și limba, am copilărit acolo, m-au ajutat să învăț limba și directorul școlii și diriginta mea, mereu după școală mă trimitea la director, directorul făcea lecții de germană cu mine și am reușit să învăț limba foarte, foarte bine, deci n-am accent, nu se aude nimic și n-am avut niciodată probleme de a fi străin în Austria, pentru că nimeni nu a știut, nu și-a dat seama, pentru că nu se auzea, nu se vedea, n-am avut prieteni români, am stat doar printre austrieci și am decis să plec în România înapoi. Acum 10 ani. Ok. Dar tu n-ai mai venit în România între timp, în vacanțe sau așa, deloc, cred nu? Că primii 15 ani, deloc. Am început după aia verile să le petrec prin România, dar tot așa câteva săptămâni, 2-3 săptămâni. Și cum era diferența culturală dintre unde erai tu și România? Wow, enorm, enorm. Deci austriecii sunt niște oameni foarte tipicari și... Fixiști, nu? Da, e foarte... Sexiști? Cum a zis? Ah, fixiști. Foarte tipicari
și... Existi, nu? Da, okay. E foarte dificil să înțelegi. Eu înțeleg cum gândesc și pot să trăiesc în societate, numai că gândește că atunci s-a mai schimbat un pic, dar atunci, pe vremea aia, sâmbătă, duminică era tot un chis. Tot. Nu puteai să faci absolut nimic. Era dedicată familiei, asta este în cultura austriacă, weekendul este dedicat familiei, tu trebuie să te odihnești ca să funcționezi ca un robot la muncă. Da. Te trezești, funcționezi, bam, și ăsta e ciclul vieții. Mm-hmm. Și cândva, deci practic la ei nu există ca la noi că, wow, cu ce te ocupi, fac aia. Toți când ies din școală au un job, se duc la job, de obicei își fac practica, dacă există un job cu practică, în firma în care ies la pensie. Da, cam așa este. Ce chestie. Da. Mm-hmm. Și, na, eu nu sunt așa. N-am putut să, niciodată, mi-a plăcut, era foarte mișto. Da, el vrea să bage 7 zile pe săptămână și 12 ore și în domenii diverse. Vrea să schimbe job odată la 2 ani. Numai anumite chestii erau insuportabile și am zis, bă, eu decât să mor aici de plictiseală și să mor în țara asta, vreau să mă distrez. Da. Și am venit în România și empatizez pentru că și eu în fiecare vacanță de vară, efectiv, sunt în Italia, 20 de ani, în fiecare vacanță de vară veneam în România și altfel era vibe-ul, acolo era totul, era plictiseală, efectiv, nu existau petreceri, cabane, eu în România am descoperit chestiile astea, după am și decis la un moment dat să mă mut aici. Păi tine, ce te-a făcut? Era plictiseală în Italia, aoleu, vere, dacă te plictisești în Italia, that's on you, honestly, that's on you. Băiatul ăsta mi-a făcut mare shame că n-am vrut să am treabă cu el, că o să regret, nu am vrut să mă plimbe cu mașinile, pe lângă faptul că nu poate să lege două idei în română, Doamne iartă-mă, coaie. Plină lumea asta de ratați. I-a luat 20 de ani ca să descopere conceptul de a închiria o cabană cu băieții. Sincer.